Creștinii ortodoxi de stil vechi sărbătoresc astăzi schimbarea la fața Domnului Iisus Hristos. În această zi oamenii nu lucrează și încearcă să nu se certe. În această zi creștinii au venit la biserică pentru a se ruga de sănătate. Pentru ei, ca și celelalte sărbători religioase, este una importantă. Asta sărbătoare pentru mine e tare mare sărbătoare, tare mare sărbătoare și trebuie ca să venim la biserică și să ne închinăm în fața Domnului și să pomenim pe Maica Domnului. Sărbătoare mare care trebuie întotdeauna respectată, ca toate sărbătorile credincioase care sunt române. Schimbarea la fața Domnului nostru Iisus Hristos. E o zi frumoasă, o sărbătoare frumoasă, creștinească, care o păstrăm și trebuie să o păstrăm, lăsată de bunei, străbunei noștri. Denumirea sărbătorii vine de la cuvântul slavobrojenie, ce înseamnă transformare, schimbare sau prefacere. Această sărbătoare marchează trecerea de la vară la toamnă, când păsările migratoare încep să se pregătească de plecare, iar insectele și trătoarele își caută adăpost în pământ. Această sărbătoare are mare dăzăcenie, ce înseamnă spus, că s-a schimbat Mântuitorul în tabor la față. Înainte ucenicilor s-au fricoșat ei și-au de frică Pietru, zic, spași în trei curii, este nouă aici, da. Și nu știe ce vorbește, da, da. Și pe urmă s-au trezit ca de somn, de frică și-au... În această zi sunt recoltate multe plante și fructe pentru vindecarea bolilor. De schimbarea la față se duc struguri la biserică pentru a fi sfințiți, iar cea mai importantă pomană constă în fructe, în special struguri. Marina Lazar, Sergiu Muller pentru știri.